și debutul unui fotbalist foarte, foarte tânăr, dar revenim la acest subiect. Ne bucurăm deocamdată să salutăm pe Attila Hadnagy, oficialul celor de la Sepsi, cel care este într-o continuă alergare pentru a organiza cum trebuie un meci și din perspectiva voastră, celor de la Sepsi, Attila, să și învingeți, nu? Că aveți acest meci direct și numai o victorie vă califică în play-off. Da, în primul rând, bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Da, normal că este o finală pentru amândouă echipe. Jumate din campionat eram pe locul 6, dar din păcate 2023 a adus niște jocuri care am arătat ca o echipă de play-out. Sperăm să revenim, sperăm să măcar ultimul meci să terminăm cu bine. Da, cum îți explici tu? Ești toată ziua, nu? Alături de echipă, ai pulsul de acolo, ai și informații și simți ce se întâmplă. Ai fost un fotbalist cu experiență. De unde schimbarea asta? Pentru că pare că s-a întâmplat ceva acolo, la nivelul grupului, la nivelul vestiarului. Nu mai sunt lucrurile cum erau în 2022. Da, sigur s-a întâmplat ceva, că am terminat 2022 cu din 5 meciuri 4 victorii și o remiză. Am revenit din vacanță, cam parcă mi se pare o echipă bătrână, obosită, care nu mai este ce a fost, nu mai suntem echipa aia agresivă, nu mai suntem echipa aia care conduce meciul, care pasează mult. Mi s-a părut și acum ultimul meci cu FCSB, care puteam să facem un rezultat bun, dar nu putem să schimbăm ritmul. Văd o echipă, cum am zis, obosită și bătrână. Nu știu de ce s-a întâmplat cu băieții. Tot băieții ăștia au fost care au câștigat Cupa României și Supercupa României. Tot antrenorii ăștia au fost, dar s-a întâmplat, sigur s-a întâmplat ceva. Știți, când nu sunt rezultate, intervine normal frustrarea, certurile, dar cum am zis, putem să salvăm tot sezonul cu meciul de joi. Și vezi capabili? Eu cred că un meci putem să le remontăm, un meci putem să fim și noi mai concentrați cum am fost până acum. O să fie suporterii, o să fie lângă noi, o să vin mai mulți, așa că sper din tot sufletul, eu mai am încredere în echipa asta, că, cum am zis, echipa asta a făcut rezultate bune, echipa asta a făcut meciuri foarte bune, așa că nu știu ce s-a schimbat, dar se vede cu ochiul liber că nu mai este echipa aia care a fost. Acum între noi fie vorba, Otilo, noi vă vrem așa pe toată durata play-off-ului, pentru că nu, am avut experiențe cu echipe care erau sparring partner, echipe care ajungeau în play-off, se mulțumeau doar cu statutul ăsta de a șasea echipă în play-off și am vrea, la cât de tare se anunță acest play-off, am vrea ca și a șasea echipă să fie una care să se implice în meciuri. Eu cred că o victorie ar putea să aducă un declic, dar sigur, depinde foarte mult de ce e acolo, de ce va fi acolo. Vorbeai despre spectatori. Care este situația, în ce măsură va fi sold out și e subiectul acela delicat. Suporteri de Craiovei nu vor fi în stadion, puteți controla acest lucru? Pentru că ei sunt suspendați, dar am văzut ce s-a întâmplat la Sibiu, unde au fost în jur de 1000 de suporteri. Da, din păcate ce s-a întâmplat la Sibiu sperăm să nu va fi posibil la noi. Noi, cum am zis, vindem bilete, dar biletele cu card de suporteri. Așa că nu cred că o să intre chiar așa mulți cum au intrat la Sibiu, dar 100% că o să intre și la noi, că n-ai cum să refuzi de la orice om să ia bilet. Azi dimineață au fost chiar mulți, a fost o coadă mare. Noi sperăm din tot sufletul să fie măcar 5-6.000 de spectatori, că atunci va fi foarte bine. Bănuiesc că și cu autoritățile locale și cu toți oamenii responsabili cu asigurarea securității la stadion, dat fiind ce s-a întâmplat la meciul acela cu Cântec, se iau toate măsurile și dacă vor fi incidente să existe un plan gradat să nu se mai ajungă în situația în care s-a ajuns până la urmă. Clar, sperăm că nu o să se ajungă acolo. Noi sperăm că o să fim pregătiți. Să fim pregătiți pentru meciul ăsta și dacă va fi nevoie, de ce să nu evacueze din stadion dacă chiar fac scandal. Dar eu nu cred că pot să intre chiar așa mult suporteri de la Craiova. Nu am înțeles, da. E important să nu fie nici incidente, că și dacă intră puțin cât intră, dacă intră printre suporterii celor de la Sepsi, să nu se nască incidente în tribune. Este foarte, foarte important. Altfel, jucătorii, vorbeam și zilele trecute cu oficialii clubului de la voi, jucătorii e clar că n-au receptat sucirea aceasta a deciziei din partea comisiilor, chiar dacă majoritatea oamenilor din fotbalul românesc vorbesc despre faptul că trebuie să se joace pe teren și e normal să se joace și planul sportiv să decidă. Bănuiesc că jucătorii s-au împăcat cu ideea și acum, cum spuneai, se capacitează pentru... Jucătorii trebuie să fie capacitați 100%, că ei au o primă pentru locul 6. Așa că nu e mic, ei trebuie să se luptă pentru, în primul rând, pentru bani, al doilea rând pentru suporterii noștri și pentru al treilea rând pentru clubul nostru, care a fost mereu corect și mereu a fost cu salariile primele la zi. Așa că ei nu au de ce să se gândească la altceva, numai să joace pe teren, că au toate condițiile. Da. Demersurile legate de TAS sunt suspendate până după ce se joacă meciul sau ați mai făcut ceva în sensul acesta? Așteptăm motivarea, motivarea și după aia putem să mergem la TAS. Am înțeles. Bun. Baftă să organizați meciul, în primul rând să se joace meciul așa cum trebuie și cine e mai bun să câștige, să meargă în play-off și acolo să facă ceea ce trebuie în play-off. Să nu normal. Mulțumim frumos. Mulțumim și noi. Frumos. O zi bună. Attila, da. Sunt responsabilități mari, mai ales după cât de mult s-a discutat. E un meci pe care, repet, am tot spus, îl așteptăm cu mare, mare interes. E meciul primăverii, până la urmă, în fotbalul românesc. Cu siguranță că nu se mai repeta greșelile care au fost făcute la organizarea precedentă, pentru că e clar că au fost probleme de la începutul meciului. Din moment ce ai experiență și de observator și de conducător, ai o experiență vastă în domeniul ăsta. Foarte greu de organizat, mai ales că joci într-o zonă unde oamenii sunt liniștiți, Dan, la Sfântul Gheorghe. Nu te aștepți la așa ceva. Nu te aștepți să se întâmple. Dar sigur că au fost probleme. Cu siguranță. Acum sunt curios cum o să facă cu suspendarea asta a suporterilor echipei oaspete. Că ați văzut la Sibiu, au umplut jumătate din stadion. Nu știu cum o să... Dar am înțeles că vând biletele numai la cei care au card de fidelitate și atunci va fi mai greu de... Nu știu dacă se poate așa ceva, dacă e legal, dar cu siguranță că va fi un joc fierbinte și trebuie organizat de toți și de observatori, bănuiesc, și de Liga Profesionistă, vă dau niște măsuri, va trimite un observator cu experiență și care să-și facă treaba. Acum mai spunem de arbitraj, că este meciul care sunt cu interes și sunt curios, sunt sigur de fapt că și cei de la Universitatea Craiova așteaptă să... Tot chivulete. Nu cred. Marcel Pușcaș este alături de noi. Luăm pulsul și taberei celelalte. Bună ziua, domnule Pușcaș. Bună ziua, bună ziua. Invitații mei mai în glumă, mai serios, vorbesc tot despre chivulete, arbitru. Pe da. Au fost și lucruri mai grave în fotbalul românesc. Da. A fost, a trecut, asta e. Cum așteptați meciul, cum pregătiți meciul și cum va fi meciul din punctul dumneavoastră de vedere? Va fi foarte, foarte greu, pentru că miza uneori copleșește și jucătorii și echipele în România, nu doar pe noi, și pe mai mulți. Da, un pic dezamăgit, îmi amintesc că am vorbit înaintea meciului de la Sibiu. Acela va câștiga. Echipele părerea sunt sensibile. Și au jucători foarte buni și noi avem jucători foarte buni și au jucători cu experiență și noi avem... Asta e. Care va fi mai bun, ăla va câștiga. Sper să fim noi. Un pic dezamăgit pentru că îmi amintesc că am vorbit înaintea meciului de la Sibiu, era miza foarte mare, cum era și logic atunci pe meciul de la Sibiu. Se putea rezolva această ecuație încă din weekend. A fost un meci foarte echilibrat, un meci foarte frumos la Sibiu, dar din păcate pentru dumneavoastră Sibiu a bătut. Așa speram și noi, că aveam două șanse și puteam să tranșăm din prima șansă această dispută pentru locul 6. Da, asta e. Spuneți-mi cum încercați să gestionați, dacă vă implicați în problema aceasta suporterilor la Sibiu, chiar dacă are interdicție Galeria Craiovei, au fost în masă prezenți acolo, a fost un număr impresionant de susținători. Este încă o măsură pe care o ia cine o ia, știu eu, total aiurea, ce domnule, interzis cu suporteri 6 etape, X etape, ok. Și ce să le faci dacă își cumpără bilete? Ce poți să le faci? Bine că nu au degenerat lucrurile și s-au comportat extrem de civilizat. Și ai noștri și ai lor la Sibiu. Dar ce pot să faci în situația asta? Și încă o dovadă faptului că nu noi am fost de vină, noi clubul, am fost de vină la scanderele de la Sepsi. Puteau să scandeze la alte, la Sibiu. Nu? Ce s-a întâmplat? Afară din țară, cine era de vină? Noi nu eram de vină că n-am organizat nimic. Probabil că era Hermannstadtul de vină, nu? Și pierdeau meciul cu 3-0 pe principiul de rândul trecut. E tot așa a fost și la Sepsi. Da, e important cum va fi acum la Sepsi. Cum va fi? Nu e problema noastră, este problema organizatorului de meci. Eu știu care a dialogului cu liderii... Există regulamente, există scrisuri, există legi. Să se aplice și asta nu poți să interzici și omului să ajungă în incinta unui stadion. Dacă ai fi identificat făptașii la Sepsi, le dădeai interdicție, știu, X 5 ani pe orice stadion, vreo 50.000 de euro amendă, muncă în folosul comunității, mai știu eu ce Dumnezeu măsuri se pot lua, probabil se potoleau cei 10, cei 15, cei 20 care au fost, care au comis acea faptă sau care au scandat. Da. Ușor îi descurajezi și pe ceilalți, dar nu poți să iei dintr-o masă de, poftim, la Sibiu de 1000 de oameni, 10-15 inși, pentru 10-15 inși să plătească 985. Nu e normal. Da, indiscutabil, aveți dreptate aici. Dar calea dialogului cu liderii suporterilor în ce măsură poate fi accesată acum? Ei își rezolvă treaba cum consideră de cuvință, în limita regulamentului, și-au cumpărat bilet, au fost verificați la intrare la stadion la Sibiu, au venit o oră înainte, o oră și jumătate înainte de a începe jocul, n-am fost deloc implicați, s-au comportat civilizat. Jandarmeria după ei și gata. Pe Nearică l-ați recunoscut, bunesc. Da, să-l salut. Și cred că e și Florin Prunea, din câte am auzit. Da, și Florin Prunea și pe Daniel Stanciu. Bunesc că și pe Daniel. Și pe Daniel, da. Daniel Săreacu. Aveți vreo informație legată de numărul de suporteri care ar putea să meargă la Sfântul Gheorghe? Păi, se pare că cu cât măsurile sunt mai, vezi, doamne, drastice împotriva suporterilor, și cred că nu e valabil doar pentru ai noștri, cu atât se înmulțește numărul lor. Teoria fructului oprit, nu? Fructul interzis. Exact. În mod normal, ei, Sibiu, totuși, la ori 230 de kilometri, 220 de Craiova, da? În mod normal veneau, știu, 4, 300, 400, 500, acum a fost dublu. Da. Și probabil că vor fi și la Sfântul Gheorghe. Nu probabil, cu siguranță vor fi. Românul găsește soluții și nu asta e soluția, că, domnule, interzicem să meargă în deplasări, să susțească echipa. Și ce ai rezolvat cu asta? Poftim, ca dovadă. Ce ai rezolvat? Deci trebuie verificate, refăcute și regândite și reconcepute toate regulamentele care privesc comportamentul suporterilor, inclusiv legea. Ce ai rezolvat? Că ei ne interzis 9 club, 6 etape, să nu mergem cu suporteri. Poftim, nu mergem cu suporteri. Da, înțeleg ce ziceți. Bine, dumneavoastră, practic, nici la meciul acela n-ați mers cu suporteri, pentru că este acea discuție. Da, altfel, echipa, cum e? Și revine după dușul de la Sibiu? E, până la urmă, ați obținut sau au obținut și jucătorii, că bănuiesc că în discuțiile pe care le aveți, asta spuneau. Obțineți-ne voi, cu ghilimele, conducerea meciul direct, că de restul ne ocupăm noi. Acum ar trebui să se și ocupe. Jucătorii să joace și să se câștige meciul. Au o șansă mare, sunt convins că sunt conștienți de treaba asta, de a se clasa în primele 6. Automat, nu se știe ce se întâmplă în primele 6 și cum se termină, că nu vom fi în niciun caz, dacă intrăm în play-off, nu vom face figură ca, să mă scuze Daniel, că e acolo, ca Argeșul anul trecut. Cred că mai batem și noi pe unii și pe alții prin play-off. Avem cel puțin niște mușterii, 2. Îi știm. Așa. și au o șansă să poate chiar să mergem într-o cupă europeană. Sigur, mai suntem angrați și în Cupa României. Da, să zicem că ar câștiga CFR-ul, știu eu, Cupa României sau... Poate se face un loc și participă și acei jucători, mulți dintre ei n-au participat în competiții europene, cu excepția lui, cred că, Hakim și Chițu, parcă. Nu prea au fost în cupele europene. Nu am înțeles. Da. Șefii au mai fost, șefii au mai prins, mi se pare, anul trecut sau când. Să lase și pe alții, nu? Păi, da. Glumind un pic. Da, așteptăm, nu, în orice caz, așteptăm cu mare interes. Acolo, dacă e să ajungem acolo și sper să ajungem, vom face o figură bună, zic eu. Probabil. În orice caz, dumneavoastră știți drumul spre Sfântul Gheorghe, ați fost și la meciul acela cu CFR Cluj, deci... Da, joi vom fi prezenți la meci, cu siguranță. Am înțeles. Mulțumim mult și baftă ce am urat și luat la Hadnagy, echipa care va fi mai bună să câștige, să meargă în play-off. Da, am făcut această paranteză. Imediat după pauza de publicitate îi vedem și pe clujeni și le remarcăm cu toții debutul lui Alexandru Cristian Bota, un fotbalist care va împlini 15 ani la finele acestei luni, 14 ani și 11 luni, un debut timpuriu în fotbalul românesc. Ne întoarcem în câteva momente.